Superb. Cum 102.000 de oameni au dat like? Bine, adevărat că și eu aș da, pe bune. Adică mi se pare, cum să nu dai like la așa ceva? Este dumnezeesc. Da. Jurnalul Național. De ce nu vor procurorii? Auzi, procurorii sunt terestri, nu sunt extraterestri, nu? De ce nu vor procurorii să ancheteze devalizarea Astra? Aoleu, dar de ce nu vor? Ia. Transferurile către trustul de presă, unul dintre motivele falimentului. Ia să vedem dacă telefonul meu mai funcționează sau guvernul mondial mi l-a banat. Funcționează. Nu mi-a dat mesaj nici dracu. Deci, paginile 89. Unde dracu? Stai așa. Deși au trecut mai bine de 4 ani de la retragerea de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a Autorizației de Funcționare a SECE Asigurare Reasigurare Astra S.A., procurorii nu par a fi interesați de lucidarea unei dintre cele mai importante fraude generate pe piața de asigurări cu un impact social major. Păi dacă nu e cu Calta Boș, dacă nu primește șpagă, vezi, Doamne, Doamne, ce cretinism a fost aia, Doamne, ce imbecilitate, dacă nu primește șpagă Calta Boș, unul care are fermă de porci, Doamne, ferește. Atunci, ce te iei de cea mai mare societate sau una dintre cele mai importante fraude generate pe piața de asigurări? Niciunul dintre semnalele de alarmă trase pe parcursul încercărilor de reorganizare a companiei nu este investigat de autoritățile statului. În schimb, chiar și falimentară, Astra poartă încă războaie în instanțe. Pe de o parte, compania reprezentată de fostul administrator special încearcă să recupereze cele 119 milioane de lei împrumutate, cu ghilimele, de Dan Grigore Adamescu de la Astra către Median Holding, compania care editează cotidianul România Liberă, și pe de altă parte este vorba despre încercarea familiei Adamescu de a întoarce decizia ASF referitoare la declararea falimentului. Recuperarea creanței pe care Median Holding o are de achitat către Astra a condus la inițierea unei acțiuni la Tribunalul București. Bun. Acum, România Liberă, cu toată dragostea, există în continuare. Tot în format mare, tot pe hârtie, tot predicând secta statului de drept, cu toate ghilimele de rigoare, de dimineața până seara. De ce nu vor procurorii să ancheteze devalizarea asta? Nu știu, poate de asta, de exemplu. Bun, în sfârșit, nu vreau să fiu răutăcios, sunt convins că au priorități. Când fost întrebați șefii justiției din România, dar de ce în toate lucrurile astea din 2010, din 2011, de ce tocmai acum în 2015, de ce 4 ani până să avem o prioritizare a dosarelor, avem o... Da. Bun, bun, hei, bun! Doamne ajută! Eu îmi fac datoria mea de cetățean al onest, al României, la emisiunea de la Radio Zoo, unde sună cetățenii cu tot felul de probleme, multe dintre ele din astea legate de muncă. De exemplu, păi mie mi-au trecut 3 ore în cartea de muncă, că eu lucrez doar 3 ore, dar de fapt îmi dau banii la negru și e plin. Da? Deci sună cetățeni, dacă procurorii doar ar asculta emisiunea mea, ar avea material de... Bun, în sfârșit. Și eu îi trimit de fiecare dată, unde să-i trimiți? La DNA. Absolut de fiecare dată. Că eu așa am înțeles că DNA-ul rezolvă lucrurile în România, DNA-ul generează multă, multă satisfacție publică prin aceste arestări extraordinare pe care le reușesc. Ca atare, dacă poporul nu are probleme, către cine să se îndrepte? Acum, serios. Și eu îmi fac datoria mea și de ce te-am zis? Dom'le, la DNA. Și domnul Badea, unde credeți noastră că ar fi bine să mă duc? Dom'le, n-am alt răspuns. La DNA. Păi și mă duc la DNA? Absolut. Păi zic, nu vă place activitatea DNA-ului? Și ba da. E, vedeți. La DNA. Deci s-ar putea să existe o avalanșă de plângeri penale în ultima perioadă la DNA, plus că cred că și lor le place că totul e pe bază de denunțuri mai nou. Dom'le, citeam aici, uite o chestie, stai să... inițial am vrut să spun, uite ce articol cretin, dar de fapt nu e un articol cretin. Pe hotnews.ro zice, un om de afaceri a renunțat de 3 ani la telefonul mobil și spune că e bine. Zic, uite și tu ce articol cretinoid. Poți să trăiești fără telefonul mobil în ziua de azi? Un antreprenor cu startup în America. Deci ce să spun un articol despre unul din America dar n-are telefon? Zic, ce prostie. Știi? Adică dacă era unul, nu știu, șeful lui iPhone, lui aia,
Băi, un telefon mobil, era bun, e, articol, știre, cutare. Un băiat în America n-are telefon mobil și ce rahat de articol. Dar, domne, stați așa că nu e așa, dar cum este? Altcumva. Un om de afaceri a renunțat de 3 ani la telefonul mobil și spune că e bine. Poți să trăiești fără telefonul mobil în ziua de azi? Un antreprenor cu startup în America susține că de 3 ani a renunțat la mobil și nu numai că trăiește bine, dar face și afaceri, ok. Auzi, face o afaceri ok. În 3 ani, o singură dată a avut o problemă pentru că nu avea ciolular, susține el. Ciolular. Britanicul Steve Hilton, în vârstă de 46 de ani, a fost consilier al premierului UK David Cameron, iar acum trăiește în America și conduce o firmă de tehnologie. Deci, vedeți, până la urmă, exact în zona în care ziceam eu că ar fi totuși interesant să conduci o firmă de tehnologie și să n-ai telefon mobil. O să vedeți și unde vreau totuși să ajung, că vreau să ajung și în actualitatea românească. Într-un comentariu publicat în The Guardian, antreprenorul susține că a renunțat la telefon mobil de 3 ani și că este fericit așa. Oameni buni, ăsta nu e un moft trecător, nu mai am telefon mobil de peste 3 ani. Bine, ai înțeles asta, ne-a zis de 100 de ori că nu mai are telefon mobil. Bine, zine de ce e bine. În urmă cu 3 ani, când a părăsit guvernul de la Londra, Hilton a luat cu el un vechi mobil Nokia cu taste și a plecat în SUA cu tot cu nevasta și cei doi copii ai lor. A ajuns în Silicon Valley, probabil nevasta a ales, nu? A zis, băi, hei, Silicon Valley sună perfect. Eu cred că toate pițipoancele din România, eu cred că asta, băi, ați vrea să stați în Silicon Valley? Da, da, îți dai seama. Bun. Ajuns în Silicon Valley, a deschis o firmă ce oferă resurse de date electronice despre oamenii politici. Mi-am luat cu mine telefonul vechi, care fusese plătit de contribuabilii britanici. Era un telefon Nokia vechi, am urât întotdeauna ecranele tactile și am refuzat să-mi iau un smartphone. Bun, așa, și a renunțat la mobil și totul a fost bine. Mai mult decât bine, de fapt. M-am simțit mai relaxat. Vă dați seama ce articole scrie Hot News. M-am simțit mai relaxat, fără griji, fericit. Aveam senzația asta incredibilă de a te gândi la ceea ce faci în fiecare zi, de a fi capabil să-ți organizezi gândurile în minte, să observi anumite lucruri. Nu înțeleg nimic din ce spune. Bun, ok. Acum. Dar dacă, așa, zice, Hilton a găsit, dacă asta e interesant, Hilton a găsit răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări de genul ăsta. Cum dă lumea de tine? Pe e-mail? N-am devenit un puznic, am laptop și îl folosesc aproape zilnic, ok. Dar dacă pățesc ceva copiii tăi? Asta e cea mai ridicolă întrebare. Copiii mei au 8, respectiv 4 ani, ei sunt mereu însoțiți de un adult responsabil. Îi iubesc nespus, dar pe bune, de ce trebuie să fiu cu ochii pe ei în fiecare minut? Ok. Cum poți conduce o companie de tehnologie și să nu ai mobil? Împrumut un mobil să văd cum merg pe aceste dispozitive noile noastre produse. Deci el n-are mobil, dar împrumută un mobil? Nu, what the fuck? Adică ce-i mizeria asta? Prietene, ăștia de la Hot News sunt sănătoși la cap? Acum, să vă spun de ce v-am plictisit cu chestia asta. Deci, un om de afacere a renunțat de 3 ani la telefonul mobil și spune că e bine. Și eu zic că e bine. Dar știți, un om fără telefon mobil, după părerea mea, este inamicul statului de drept. Să știți, cochetez cu ideea de a deveni eu omul fără telefon mobil. În momentul în care nu mai ai telefon mobil, eu cred că statul de drept te urăște din ficați. Pentru că nu mai are cum să te monitorizeze. Adică, bă, ăsta n-are telefon mobil? Nu! Telefonul mobil, pe lângă faptul că asigură o informare corectă și adică cu mare acuratețe a locului unde te afli, a lucrurilor pe care le vorbești, cu cine le vorbești, te ajută și pe tine să te denunți singur. Intri pe Facebook, dai check-in, dai pornește location ca să-ți arate nu știu ce. Deci, telefonul mobil este cel mai bun prieten al statului de drept. Dacă un om fără telefon mobil, eu zic că e un om periculos. Eu sunt foarte convins că după ce trece nebunia asta cu cartelele prepay, că vezi, doamne, teroriștii folosesc cartele prepay și da, e nenorocire, este asta să bazează terorismul pe cartele prepay fără buletin, în momentul în care să se bage buletin la cartele prepay, ai dat o lovitură lui ISIS de la lua mama dracu. Asta e unul dintre cele mai amuzante lucruri pe care am auzit și le-am citit. Foarte, e ridicol, atât de ridicol încât e amuzant. Așa, sigur că toată treaba asta cu cartele prepay e pentru cetățeni, adică bun, dacă un cetățean își ia cartelă prepay, bă, dar cine, la cine e cartela asta? Așa, dacă se duce cu buletinul, gata, la ăsta e cartela asta, l-am identificat.
Nu că teroristul vieții. Ce să spun teroristul vieții, de-aia nu poate el să facă rost de o cartelă că n-are buletrețe, să rugă cu buletinul lui de terorist. Nu, adică este ceva noaptea minții. Ok, în sfârșit, trecem peste asta. Dar eu cred că după ce trece nebunia asta cu cartelele prepaid și în România, în sfârșit se vor lua cu buletinul, că e foarte important asta pentru securitatea noastră tuturor. Cred că următorul pas este o obligativitate a telefonului mobil. Adică un om fără un telefon mobil este un om suspect. Și pe sistemul e un om care are ceva de ascuns. Deci de ce n-ai telefon mobil? Ai ceva de ascuns, nu? Ești într-o conspirație, vrei să faci lucruri rele. Vrei să nu fii depistabil în fiecare secundă a vieții tale, corect? Deci să ne gândim la asta. De-aia mi-a plăcut, articolul este perfect cretin, dar titlul, un om de afaceri așa are în țara de tren la telefonul mobil și spune că e bine. Eu cred că în curând va veni statul de drept, va spune, bă, nu e chiar atât de bine. Un om, un vot, un om, un telefon mobil, măcar un telefon mobil. Apropo de telefoane mobile, taică-miu are o tabletă. Deci taică-miu are o tabletă, este foarte haios. Bine, are, nu știu, cred că 4.000 de telefoane. Eu nici nu am toate numerele lui de telefon, că n-am atâta memorie în telefonul meu, știi? Și pe unde pune mâna, zici că e de la trupele antitero, știi cum sunt ăia, pe unde pun mâna pe ei, oriunde ar pune mâna, pun mâna pe o armă, știi, așa sunt de înțesați. Așa și taică-miu, oriunde pune mâna, scoate un telefon mobil, știi? E, și are și o tabletă. Și-a luat și tabletă pe care o poartă într-o husă legată de gât. Deci, jur, ceva mai haios nu există. Deci are o husă așa mișto, așa, are tabletica lui, pac, și-o dă. Cum prinde un scaun, poc, așează, scoate tabletica și începe, poc, 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 poc. Deci, îți dai seama dacă i-a zis nepoată mea, da, care este fana tabletelor, că se uită la toate hidoșenile de desene animate și de emisiuni de astea de... Doamne, hidoase sunt desene animate din zilele noastre. Doamne, hidoase sunt. Îngrozitoare. În sfârșit. Așa. Dacă, deci i-a zis nepoată mea, respectiv nepoată sa, i-a zis, dar mai lasă, Gigi, tableta aia, că ne-ai nebunit, îți dai seama? Bun. Deci omul, unde se așează, unde prin un scaun, scoate tableta și e fericit. Poc, 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 poc. Și dar unde, pe ce te uiți, tata? Zice, pe Facebook. Bun. La un moment dat mi-am făcut eu și zice, băi, ai văzut ce scriu ăștia pe Facebook? Ah, nu, nu, tata, crede-mă, știu ce scriu ăștia pe Facebook. Așa. Dar ce crezi, că nu e pe bune? Nu, nu e pe bune. 100% nu e pe bune. E o cretinitate. Așa. Și de ce vă spun asta? A, da. Eu la un moment dat, eu am pagina mea. Eu n-am cont de Facebook. Am pagină. Din aia, de fani, cum ar veni. Adică pe sistemul, da, da, doriți să mă adulați sau ceva, știi? Adică pe sistemul ăsta. Adică sunt un star rock gen. Sunt vreo 306.000 de oameni care urmăresc pagina mea. Nu sunt mulți, nu sunt puțini. Sunt 300.000 de oameni, pe bune, nu? Am văzut că unele vedete își cumpără like-uri, știi? Ca să aibă, știa, da, 1.500.000 de like-uri. Și te uiți și tu câte comentarii au sau câte, știi? 3 comentarii la... Ok. Și scrie, iată, m-am dat cu o cremă de față nouă. 2 comentarii. Bravo! Îți stă bine! Ah, ok. Foarte penibil. Revenind. La un moment dat am avut eu probleme cu pagina mea asta, dar mi-am făcut-o eu din greșeală la un moment dat, că știi că asta am făcut-o din greșeală. Și zic, hai că mai fac una. Doar că ce dracu am făcut eu, nu știu, ce mi-a ieșit pagină. Știi, exact ca în aia cu, zice, eu am vrut să-mi fac o poză, dar am apăsat pe filmare, fraier. Exact așa. Deci eu am vrut să-mi fac o pagină, mi-a ieșit cont de Facebook. Mamă, mamă, până să mă prind eu că de fapt mi-a ieșit cont, nu pagină, că nu știu pe ce setări am apăsat eu acolo să le ia ciorili. Da? Asta e. A mai aflat lumea de ea, știi? Eu de vreo o lună încerc să o șterg. Nu se poate șterge? Nu știu, nu se poate șterge? N-ai Facebook. A, tu n-ai Facebook? Da. Păi și pe ce te uitai pe telefon, adineori? Pe ce te uitai pe telefon? Pe oferte? De muncă? Sau? Intrai pe site-ul la jumate? Sau? Vrei un buzdugan? Ce, un buzdugan? Ok. Bun, și de vreo lună, tot în când în când, primesc notificări pe telefon. Vezi că Gigel vrea să fie prieten cu tine. Vezi că eu zic, bă, de vreau să scap de pagina asta. Și am dat delete. Am găsit un buton acolo. Delete, delete, delete. 200.000 de ori. Am dat delete. Drag, nu s-a delete. M-am delete eu. Știi, asta nu s-a delete.
Păi și cine crezi că îmi dă cerere de prietenie acum o oră și jumătate? Tata, mă. Deci eu când am văzut notificare pe telefon că tata, e știi, pe pagina aia, eu am scris doar atunci când am făcut-o. După aia mi-am dat seama că n-am făcut pagina, am făcut cont și zic nu, așa ceva, nu. Ok. Deci odată am scris și eu pe pagina aia și atât. Deci mi-a dat tata astăzi, mă, cerere de prietenie să-i dau. Îți dai seama, nici nu mai știu să intru pe mail-ul de pe care am făcut pagina, adică nu. După care am făcut contul. Superb. Deci faptul că tata totuși mi-a dat cerere de prietenie pe Facebook nu este ceva încântător. Gigi, lasă tableta! Bun, n-aș vrea să-mi transform contul în nimic. Dă dracului de cont. Vreau să-l șterg. Am greșit. M-a luat valul la un moment. Delete, i-am dat la delete, crede-mă, i-am dat la delete. Mă doare degetul, prietene. Deci digital i-am dat delete. Manual nu se făcea totuși la etatea mea. Bun. Câte minute mai am ca să știu de ce mă apuc? Cum nu prea mai am? Atunci bine, dacă nu mai sunt. Gata. Mă duc. Sper să nu mă răpească extratereștrii. Sper să nu mă asasineze guvernul mondial. Să nu mă bane... Dacă mă banează guvernul mondial, ce facem? Bine. Manpres. Trăim. Bine, pa.